Clubul sportiv de K1 Vaslian Scorpions MMA a participat zilele trecute la Timișoara cu 5 sportivi la diverse categorii de greutate pentru desemnarea câștigătorilor centurilor de campion național. Dintre cei 5 luptători, 2 au obținut victoria finală, 3 dintre ei pierzând la mare luptă centurile de campioni. Câștigătorii centurilor de campion sunt Denisa Câmpeanu și Kevin Pricop. Pentru cei 2 câștigători ai turneului de la Timișoara, porțile sunt larg deschise privind participarea la campionatul european de K1 din Italia, care va avea loc anul viitor. Președintele clubului sportiv Scorpions MMA Vaslui, antrenorul Remus Ciobanu, ne oferă detalii. Vreau să fac strict referire la meciuri. Meciul lui Kevin, care a fost în deschidere și a fost un meci fenomenal, mă așteptam să fac un meci bun pentru că el are un palmares destul de bun. El a câștigat în 3 runde la punct, câștigând în 3-0 toate 3 rundii. După aia a urmat meciul Denisei, care a fost cu fosta campioană din 2019 a centurii, care a luat un meci foarte frumos. A arătat că avem o școală foarte bună aici, lovind brații, deplasare, picioare, deci artist într-un cuvânt. După aia a urmat meciul lui Sava, care l-am pierdut la puncte, dar în viziunea mea și a multor cunoștințe, prieteni în domeniu, ne-a spus că am câștigat meciul. Iar ăsta este arbitrajul, nu putem certa cu ei. Avem aici lui Hornea, care Hornea este un juvenil, un începător în domeniu. A făcut un meci foarte frumos. A văzut că adversarul a avut mai multă experiență. Am pierdut meciul la puncte. Și ultimul meci care l-a avut Alexandru Arcăleanu, zis italianu, la noi în sală, este un meci cu un olandez, la fel, mult mai experimentat ca el. Italianul câștigând meciul la puncte pe brațe, olandezul fiind mai bun pe picioare, au contat mai mult picioarele decât brațele și am pierdut meciul la puncte și al cincilea meci. Deci avem 2 campioni naționali și 3 înfrângeri la puncte. Campionii automat sunt titulari la lotului spre Europeana din Italia. Să vedem dacă se va ține sau nu, că COVID-ul ăsta nu știm nimeni ce se va întâmpla. O să încercăm și cu Sava să-l împingem să meargă la recalificări, să meargă și el spre campionul european și ceilalți 2, în funcție de cum ne stă norocul. Avem la fete, stăm foarte bine. În categoria Denise mai avem 2 fete, o avem pe Anda, pe Carla, care urmează foarte bine, iar 10-12 ani avem pe Sava Loredana, care e sora și lui Sava, foarte bună și totodată campioana României la categoria I. Ciobanu, Alesia, avem mulți sportivi, pot să număr cel puțin 20 sportivi cu șanse. Foarte mulțumit. O evoluție extraordinară, meciuri grele, chiar și cei care au pierdut au făcut meciuri frumoase, asta este cel mai important, este diferența să pierzi pe knockout și alta să pierzi făcând un meci frumos. Chiar și Sava a fost aplaudat, italianul a fost aplaudat când a ieșit din ring. Contează foarte mult pentru noi să știm să pierdem. Este un succes care demonstrează că Vasluiul reprezintă un punct important pentru lumea sportului de contact din România.